Pana lui Finistrui Manul, baz fantastic rusesc. A fost odată ca niciodată un moșneag și avea trei fete. Cea mai mare și cea mijlocie erau moarte după găteli, pe când cea mică numai de casă avea grijă. De toate făcea și la toate spor avea. Și atât era de frumoasă că nici în poveste nu o puteai găsi, nici cu pana să descrii. Sprâncene de zamor, ochi de șoim, cosiță ca de aur un râu, o frumusețe de codană, cu părul mai jos de brâu. Tocmai când se pregătea tatăl lor să plece la târg, le întrebă pe fete ce să cumpere pentru fiecare. Cea mai mare îl rugă: tătucă, mie să-mi cumperi mătase purpurie pentru un sarafan. Și fata mijlocie pentru sarafanul ei frumătase albastră ca azurul. Dar ție, fata mea dragă, ce-ți poftește inima? O întrebă pe mezina bătrânul. Mie, tăticuțule, cumpără-mi o pană de-a lui Finistrui Manul. Se minună bătrânul, își lua rămas bun de la ele, se sui într-o căruță și plecă la oraș. Fetelor mai mari le cumpără cel rugaseră, dar o pană de-a lui Finistrui Manul, oricât a căutat, nicăieri n-a aflat. Se întoarse bătrânul la casă și tare s-a mai bucurat fata cea mare și cea mijlocie de darurile făcute. Iată, dragele mele, v-am adus ce mi-ați rugat, dar ție, îi spuse mezinei, nu ți-am găsit pana lui Finistrui Manul. Lasă, zise ea, altădată poate vei avea noroc să mă găsești. Apoi surorile mai mari s-apucaseră de croit, își cusură starea ei noi și râsă de surioara lor. Dar iată cu. Și iar se găti tatăl lor de drum la târg, la oraș și le întrebă: ei, fetelor, ce să vă cumpăr? Fata mai mare și cea mijlocie rugară într-un glas să le cumpere cât un băticuț, iar cea mică îi spuse iarăși: cumpărăm, tăticuțule, o pană de lui Finistrui Manul. Se urcă bătrânul în căruță și plecă spre oraș. Cumpără el două baticuri, dar o pană de-a lui Finistrui Manul nici gând să vadă pe undeva. Se întoarse acasă și zise: ei, fată dragă, nici acum n-am găsit o pană de-a lui Finistrui Manul, acestui șoi. Nu nimic, tată. Poate altă dată îmi va surâde și mie norocul. Dar iată că a treia oară se găti tatăl de drum la oraș și întrebă: spuneți-mi, fetele mele, ce să vă cumpăr? Cele mari săriră repede cu gura: cumpără-ne, tata, cercei! Pe când mezina fru același lucru: mie, ia-mi o pană de-a lui Finistrui Manul. Ajunse bătrânul la târg, cumpără cercei de aur, se înverșună să caute pana aceea, căută, căută, dar nimeni nu auzise de așa ceva. Se întristă tatăl și plecă spre casă. Abia trecuse de barieră când zări în fața sa un bătrânel încărunțit, ducând o cutiuță. Ce ai acolo, frate? O pană de lui Finistrui Manul. Cât cer pe ea? Dă-mi-o mie. Tatăl plăti banii și plecă repede spre casă să aducă darurile. Cum intră, îl și întâmpinară fetele. Cele mari își primiră cercei de aur. ei, draga mea, zise el către cea mică, în sfârșit ți-am adus și ție un dar. Ia-l! Mezina, gata să sară de bucurie, se repezi spre cutie, o sărută cu un focar și la piept o strânse tare. După cină, se dăduseră toate la culcare, fiecare în odaia ei. Intră și mezina în cămăruța sa, deschise cutiuța, aruncă pana pe podea și zise: vino de grabă, șoimule Finist, arată-mi-te, iubitul meu mire! Și deodată apăru în fața ei o mândrețe de flăcău. Fata cât pe aici să se sperie, dar mai apoi începură să vorbească
și vorbit atât de mult încât inima îi se umplu de o bucurie mare, mare. Și s-a prins în vorbe. O auziră surorile cele mai mari și o întrebară. Surioară, surioară, cui vorbești, închirioară? Mie vorbesc și atât. Să-mi treacă de urât, le răspunse ea. Ia să vedem, deschide! Fiul de crai atinse dușumeaua și se preschimbă în pană de șoim. Fata puse pana în cutiuță și deschise ușa. Surorile se uitară peste tot, însă nu găsiră pe absolut nimeni. Dar după ce plecară ele, pana se făcu iarăși fiul de crai. Cum se grăbă de ziua, fata deschise fereastra. Finis șoimanul o sărută și spuse, în fiecare noapte, de mă voi chema, voi veni la tine, draga mea, iar dacă ai nevoie de o podoabă să te gătești, ieși din cerdac și flutură pana mea în partea dreaptă și într-o clipă vei avea în față tot ce îți va pofti sufletul, iar de vei flutura cu ea spre stânga, totul va dispărea. O sărută încă o dată, se făcu șoim și zbură dincolo de codul întunecat. Fata se uită lung în urma alesului ei, închise fereastra și se culcă. De atunci venea la ea în fiecare noapte voinicul, care nu era altul decât Finis șoimanul. Dar iată că sosi și ziua de duminica și surorile mai mari se gătiră să meargă la biserică. Își puseră ele sarafanele cele noi, își scoaseră baticuțele cele frumoase, își atârnară cerceii de aur și chicotiră pe înfundate de sora cea mică. Și tu ce ai să pui pe tine? Nici n-ai ceva nou cu care să te îmbraci. Stai acasă cu pana ta. Dar fata le răspunse. N-aveți voi grijă, eu și acasă mă simt foarte bine. Se gătiră surorile cele mari și plecară la biserică, iar Mezina rămase la fereastră în sarafanul cel vechi și privea la lume. Nu trecu mult și fata ieși în cerdac, se uită în stânga, se uită în dreapta, să nu vadă cineva. Flutură pana colorată spre partea dreaptă și din pământ, din iarbă verde, apăru în fața ei o caretă de cristal și niște armăsari focoși, o slujnică îmbrăcată toată în aur și pentru ea rochie și tot felul de podoabe bătute în pietre scumpe. Fata cea frumoasă se îmbrăcă iute, se sui în caretă și se duse la biserică. Toată lumea, când o văzu, rămase cu gura căscată. O fi vreo fată de împărat venită de peste mări și țări, șușota mulțimea. Când slujba era pe sfârșite, fata a ieșit din biserică, se zui în caretă și plecă înapoi. Lumea a ieșit să se uite încotro se îndreaptă, dar n-avea ce să vadă. Fata parcă intrase în pământ. Îndată ce se apropia de cerdacul casei, ea flutură pana colorată în partea stângă și într-o clipă, slușnica o dezbrăcă, iar careta dispărut de sub ochii ei. Se așeză ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și se uită pe ferestruica ei la oamenii care se întorceau acasă de la biserică. Intrară și surorile cele mai mari pe ușă. Vai, surioară, de știi ce mândrețe de fata a fost azi la biserică! Ți-era mai mare dragul să o privești că de frumoasă ce era nici în poveste nu o puteai găsi. Nici cu pana să o descrii. Pe semne că era o fată de crai venită pe alte meleaguri, de era așa de frumos îmbrăcată. Păcat că ai stat acasă și n-ai văzut-o. Nu nimic, surioarelor. Dacă voi mi-ați povestit, este ca și cum aș fi privit-o chiar și eu. Trecu a doua duminică, apoi și a treia, iar fata cea frumoasă păcăli pe rând lumea neștiutoare și pe tatăl său și pe surorile sare. Dar ultima oară pe când se dezbrăca, uită să-și scoată din părul împodobit o agrafă de diamant. Se întoarseră surorile cele mai mari de la biserică, îi povestiră despre frumoasa fata împăratului, dar când se uitară bine la ea, ce să vadă! Agrafa de diamant îi strălucea în cosiță. Vai, surioară, ce acolo? Strigară ele într-un glas.
O agrafă la fel ca asta avea astăzi în plete fata împăratului. De unde o ai? Atunci, Mezina a scoasă un... Ah! Și fugi în cămăruța ei. Mai conteneau întrebările, bănuielile, șușoterile, dar ea tăcea și zâmbea pe ascuns. Numai că surorile mai mari începură de atunci să urmărească, să tragă cu urechea pe lângă cămăruța ei și de cum se lăsa seara. Și iată că au prins-o odată, discutând cu Finis și Manul. Repede se duseră la tatăl lor. Tata, scoală-te și vină! În odaie la Mezină cineva, de noapte de noapte, stă cu ea, vorbind în șoapte. Să nu crezi că te-am mințit? Chiar acum i-am auzit! Bătrânul se sculă și se duse la fica cea mică. Intră în cămăruța ei, dar feciorul de crai de mult se făcuse pană și stătea în cutiuță. Dar bine de trădnicelor, se năpusti tata la suprafițelor mai mari. Ce tot o pune gris degeaba? Ia mai bine vedeți-vă de treabă! Stătură ce stătură surorile mai mari la pândă, până când zăriră cum intră pe fereastra Mezinei un șoim. Și atunci puseră la cale un șiretlic. Numai ce se întuneca afară că luară o scară și înfipseră cât ce putură în rama de la fereastra fetei celei frumoase, cuțite și ace ascuțite. Noaptea a venit Finis șoimanul, se zbătu mult, dar nu izbuti să intre în odaie și își făcu numai rând pe piept și își zdrăli aripioarele. Fata cea mică dormea dusă și nu-l auzi. Adio, frumoasa mea, zise el. De vrei să mă găsești, caută-mă peste mări și țări și ai să mă afli după ce vei toci trei perechi de ghete de fier, trei toiege de oțel și după ce vei roade trei pâini de piatră. Sfârșitul părții întâi.